Percheziții în București și în cinci județe într-un dosar de înșelăciune cu credite de nevoi personale. Polițiștii caută mai multe persoane care au obținut bani de la diverse bănci pe baza unor acte false, provocând un prejudiciu de un milion de lei. În acest dosar, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au realizat 18 percheziții domiciliare în capitală și în județele Ilfov, Giurgiu, Călăraș, Dâmbovița și Prahova. Din datele și probele administrate a rezultat presupunerea rezonabilă că mai multe persoane ar fi folosit adeverințe false. În vederea accesării unor credite de nevoi personale, prejudiciul cauzat fiind estimat la peste un milion de lei în dauna mai multor unități bancare, anunță Poliția Capitalei. 29 de persoane au fost duse la audieri la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Poliția Sectorului 1.